Situație revoltătoare la Iași, acolo unde autobuzele sunt spălate în stradă cu o găleată și un mop. Asta în timp ce compania care se ocupă de întreținerea mijloacelor de transport în comun încasează anual o jumătate de milion de euro. Cu sute de mii de euro în conturi și contracte semnate an de an, autobuzele sunt spălate în bătaie de joc în stradă de către firma de casă a companiei de transport public Iași. Caroseria era curățată cu o mătură în plină stradă sub privirile mirate ale șoferilor care trec prin zonă. Nimeni nu poate stabili dacă în cadrul contractului de 500 de mii de euro, consumabilele sunt cu adevărat folosite pentru igienizarea mijloacelor de transport. De altfel, șefii companiei de transport public nu par să fie interesați de modul în care este derulat contractul pentru igienizarea tramvaielor și autobuzelor din dotare. Nu e normal. Locația este una periculoasă. Se pot întâmpla accidente grave. În fiecare zi de dimineață până la ora 16 se întâmplă acest lucru. Din cauza temperaturilor scăzute, apa îngheață imediat. Au transmis surse din cadrul CTP Iași pentru Bizi.ro. Pe de altă parte, administratorul societății de curățenie, Florin Cojocaru, a declarat că această situație nu este o practică a societății, ci au fost cazuri în care a fost nevoie să se intervină urgent. În anul 2020, firma care spală autobuzele transportului public din Iași a înregistrat o cifră de afaceri de peste 4,3 milioane de lei și un profit de peste 200 de mii de lei.